Ruxandra Ilie vă prezintă știrile AgroTV. Bun găsit! Reprezentanții ANSVS au confirmat prezența virusului cu influența viară în șase județe de pe teritoriul României. Până în prezent, în țara noastră au fost descoperite aproximativ 12 focare, iar în cazul altor 10 suspiciuni se așteaptă confirmarea de la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Pe teritoriul României, prezența virusului influenței aviare la păsări domestice a fost confirmată pentru prima dată la 30 decembrie anul trecut. Primul caz a fost depistat într-o gospodărie din localitatea Pardina, județul Tulcea. Până în prezent au fost descoperite 12 focare de influență aviară la păsări domestice de-a lungul a șase județe. În Tulcea sunt patru focare active la Crișan, Periprava, Cea Roseti și Sulina, dar și un focar stins în Pardina. În județul Prahova s-au confirmat două focare active în localitățile Balta Doamnei și Loloiasca. De asemenea, în municipiul Bacău s-a descoperit prezența unui singur focar, iar în Brașov, la fel, un singur focar activ la Ucea de Jos. În Mureș, reprezentanții NSVSA au identificat un singur caz la Sâncraiul de Mureș, iar în Constanța există deja două focare active în localitatea Almalău pierderile se ridică la un număr de 1102 păsări din diferite specii, găini, rațe, gâște, bibilici, etc., afectate de boală. În ceea ce privește cazurile de influența aviară depistate la păsări sălbatice, începând cu data de 28 noiembrie 2016 și până în prezent, au fost confirmate un număr de 85 de cazuri la rațe sălbatice, cormorani, egrete, pescăruși, gârlițe, levede de vară și levede de iarnă. Cazurile au fost înregistrate în 10 județe astfel. Constanța, 42 de cazuri, Ialomița, 2 cazuri, Galați, 11, Tulcea, 1 caz, Neamț, 9 cazuri, Giurgiu, 3, Iași, 1 caz, Bacău, 9 cazuri, Telorman, 2 cazuri, Municipiul București, 5. De asemenea, un număr de 10 cazuri așteaptă confirmarea din partea Laboratorului Național de Referință pentru Influența Aviară din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, acesta fiind în stadiul de suspiciune. Autoritățile anunță pe această cale că până la această dată nu a fost depistată prezența virusului în exploatații comerciale de păsări. Totodată, în capitală, primăria sectorului 1 a constituit o celulă de criză după ce prezența virusului gripei aviare a fost confirmată la 5 pescăruși găsiți morți în aval de barajul Străulești. În urma analizelor făcute la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a fost confirmată influența aviară la 5 pescăruși găsiți morți pe marul lacului Grivița, în aval de barajul Străulești, iar Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Animalelor București, care conduce celula de criză de la nivelul capitalei, a stabilit o zonă de supraveghere sau monitorizare de 10 km în jurul zonei unde au fost descoperite cazurile de gripă aviară. Această zonă de supraveghere cuprinde sectoarele 1, 2, 5 și 6 din București, precum și localitățile Tunaro, Topeni, Corbeanca, Buftea, Mogoșo aia Chiti la Dragomireș Vale și Chiajna din județul Ilfov. Medicii veterinari vor face inspecții sanitar-veterinare la păsările domestice din zona de supraveghere pentru a identifica eventualele cazuri de îmbolnăvire sau mortalitate și pentru a informa pe agricultori despre măsurile ce se pot lua, una din ele fiind interzicerea organizării pe teritoriul sectorului 1 de piețe, târguri sau expoziții de păsări.